Salutare, prieteni! Bună vă! Azi vă facem videoclip în care vă vom prezenta căsuța noastră cu ibușor de nebunii. Așa, pentru că, bineînțeles, noi ne-am zis în videoclipul trecut, aici e un link, că ne-am fost într-o perioadă foarte stresată în care noi ne-am căutat un apartament și, bineînțeles, și există proprietari buni și agenții bune, deci ne-am găsit apartamentul nostru și o să ne prezentăm pe voi în videoclipul ăsta. Așa că soția mea va fi un tour guide pentru acest apartament. Hai să-i dăm drumul! Deci, bine ați venit în apartamentul lui George și Claire. Și Charlie, scuze, ne-am venit aici la intrare. Stânga dumneavoastră avem un frigider. Un frigider frumos. Plin de haleală. Plin de mâncare. Plin de haleală. Haleală delicioasă. Da. Așa. Și ăsta este living-ul. Stai să fac așa un pic, un 360 sau un 180. Living este destul de mare. Da. Living-ul, uitați unde e Claire acum. Living-ul are în jur de 30 de metri pătrați, să zic așa. Cam așa. Foarte, foarte mare. Foarte. Aici are descul Claire, aici are descul George, aici avem canapeaua. Da, foarte tare canapeaua asta. Da, am primit o canapea frumoasă de la proprietari. Da. Aici avem televizorul. Uite, mascota noastră. Da, și mascota Charlie, uite. Ce face fata? Da. Și bineînțeles o să vă arătăm acum bucătăria, aici e masa. Masa, foarte frumos, foarte spațios. Și aici avem bucătărie. Aici este locul tău, sanctuarul tău, bucătăria, nu? Dacă știu cum să gătesc, da. Deci aici e bucătăria, open space, după cum puteți vedea și astea. E bucătăria foarte, îndeajuns de mare și astea. Am spălat aici vasele pentru că de ce nu sunt un bărbat fatal. Da, și foarte multe lumină de afară pentru că chiar avem un geam în bucătărie. Da, lumină naturală și astea. Aici un fel de suport pentru apă. Insula. Acolo avem un balcon. Un balcon. Da. Pe balconul acesta, bineînțeles, punem rufele, avem spațiu unde ajuns să stăm și noi doi, avem două scaune aici. Și noi nu ne-am stabilizat 100%, deci avem nevoie de timp să găsim un loc pentru de toate. Exact. Și avem asupra o boxă. Dedesubt o boxă, da. Da. Așa că hai să continuăm frumos. Ia să vedem, ăsta este un hol aici, care duce către dormitorul nostru, baia cu cadă. Principală, toaleta de serviciu, aici cu mașina de spălat și toate astea. Da. Și aici avem, bineînțeles, un alt dormitor. Du-te în partea aia, babi, să arătăm cât de mare e dormitor, adică cât de spațios, bineînțeles. Destul de mare. Aici avem așa un dormitor foarte spațios, aici avem un king size bed pentru trei persoane, cum ar veni. Da, proprietarul ne-a dat saltele noi. Da. Foarte frumos. Dar asta mi-e place foarte mult pentru că și este un semn de respect și înțelegere. Da. Deci saltele noi, canapea noi. Aici avem toaleta de serviciu și astea. Foarte, foarte interesant și curat și spațios, da. Aici o luăm pe hol așa frumos, ne ducem către baie unde avem, bineînțeles, și o cadă. Uitați cum arată cada noastră aici frumos. Și aici dormitorul nostru, care la fel e de spațios și frumos. Da. Saltea nouă și toate cele. Da. Și o chestie pe care noi suntem foarte entuziasmat sunt perdele. Perdele, da. Pentru că dacă o să-l fiți, e negru ca noapte. Da, devine foarte întuneric, ceea ce este foarte bine pentru a dormi și astea. Și aici avem pe mine. Și pe Claire, uitați, mâncați-o și aici. Îți place? Da, mi-mi place foarte mult. Și tu? Și mi-mi place foarte mult. Da, și locația pentru noi este mult mai bine. Da. În 10 minute suntem în centru, e perfect. Da, da. Și aici avem dintr-o altă perspectivă living-ul. Foarte spațios. Trebuie să dăm bine pe camera acum. Ca să mănânce Charlie. Fetița al tatei și mamei. Sirap? Sirap, baby. Da, cine mai place? High five. High five și delicesimea, da. Roll over, Charlie, roll over. Da. Așa că sperăm că v-a plăcut acest mini tour al căsuții noastre. Da. Și bineînțeles, ne vedem data viitoare. Doamne ajută tuturor. Un weekend frumos. La pa, pa. Vedere.